iarna când e nin zăpadă așa și s-aud câinii când bat așa. Eu seara stau și las cu câte un ceas. Sperie cățelul ăsta. Zici că ai avut perechile ăștia. Doi suri pereche. E castrat? Armasar. E armasar, e? Dacă nu nechează un pic, dacă nu... Ori e cal, ori e cătâr de ăsta, sau iapă, cum este o vorbă. Nu țin cai, cătați. O transpirat, e cald tare, cu ai mai și vitele. Radu-l cheamă? Ia, hai ta! Cățel, lasă! Asta ar fi mai prins de picior, până la urmă. Nu, 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 el așa... Cât ai zis că are? Are 3 ani. 3 ani? Hai, tăbie! Dă-i așa un trap, oleacă. Ia, hai, ai, ai, mă, frumosule. Fă-ți damblau un pic. Dacă... N-ai spațiu, îi mai dai drumul așa sau să alergi sau? Pun la faiton. Ah, îl pui la faiton. Lasă-l așa un pic, să... Așa, cu capul sus. E cu minte, un căluț cu minte. E foarte bun. Ce aștept frumos tare în pădurii. Îl ai de mult? Ha? Îl ai de mult? L-am. L-am păstrat tot. E semigreu românesc, nu? De-a nostru ori ungresc. Românesc. Românesc. Provine din Putna. De la Putna. De la Putna, de la cineva. Îl puneam și la căruț un pic? Puneam imediat. Mai fă o tură cu el, așa, pe aici. Păsta că n-am o greutate să vă-l pun la probă. Dora! Băi, maestri, calul care lucrează permanent, ai curat să-l pui la tras. Unul care îl ții în graj numai... Să stea aici și 3 luni îl pun curaj. Să... Da, dar tot, dacă e stat mult în graj, îl doare pieptul ăla că la început când îl pui. Nu, nu cade în graj. Ah. Foarte cu minte. Bă, dar ce urlă ăștia? Zici că de 3 ani. Încă el mai se mai pune pe el un pic, a? Da, întâmplă... slab, am o să am dreptat. Era fain când avea, și perechea lui. Da, a fost perechea lui, că era mai mare. Era mai mare leacă ăsta? Și era în rubri, în bani. A. Ho, ho. Hai, uite un pic la cameră în sus, așa. Oh, un nins frumos. Foarte frumos. Și ieri și... Ho, ho, ho.
Dar voi aici, de exemplu, unde merg la pădure? În partea aia, la Falcău? A, și la Putna? E un pic încălțat. Parcă ar fi ăștia ardenezi să încălțați la picioare. De la? Mitoc. De la Mitoc, de la Hergherii de la Mitoc. Da. E în partea lui taicu, seama. Maicu-s-o e un pic mai. Frumos un cal. Hai că-l punem imediat la căruță să mai alerge-l un pic să... Vrea, un mișcare. A, pe ca oricare, băi, ești tânăr să-l ții în graj de o zi, două, trei. Mai ales acum cu sărbătorile astea, doar nu cred că ai fost cu el, n-ai îmblat cu el. Are... La 5 ani devine un cal matur, frumos, potrivit. Un cal nici greu, nici ușor. Da, bă, dar unul greu nu te poți duce la pădure, la lucru cu el, să-l dai pe hrapă, pe... Da. El și acum e dezvoltat, e frumos, e... Aude, da, tot sună bine. Îngrijit, un cal trebuie îngrijit. Bă, dar orice, dacă nu-l îngrijești, nu-l ai. Trebuie să-ți placă să-l ai un cal. Hai, gata. A fost mai grav. A fost mai grav. Stai așa un pic, dacă... Dă-l să-i vedem și canacul ăsta, așa frumos. Așa. Bine. Uite-te și tu un pic, dacă totuși ești așa. Bine. Hai că... Mai pe o tură, două și dacă... Ai, am aici ceva, nu, e acolo la... Era fain și o sani iarna, mă. Era fain și o sani dacă aveai. Da. O, tată, o, Radule, să nu mă... Stai așa că... O, tată, o... O, ce... O. Uite, domnule, mai sunt încă case de alea vechi. Vechi românești. Da, uite cât e de frumos. Bă, am văzut și prin partea la strajă. Case vechi, dar îngrijite, vopsite, aranjate. Foarte frumos. Deja erau casele înainte. Cu gang, cu... Da. Foarte aici frumos. E granița în spate, nu da, e? Da, uite, chiar acolo e. Nu se vede, un pic e mai ceață, nu se vede. Ia, uite, dâmbul ăla din dâmb. Da, da. Ion, nu știu ce e cățeaua? Huh?
stai cu minge aici. Radule, hai că plecăm în plimbare. Stai că pleacă cu un ștreang imediat. Și o căruță frumoasă. M-am dus pe Radu la o plimbare. Radu lui domnul Dumitru Bălici. Din Bicău pe sus. Gata, gata, încet. Nu e sperios așa, din mașini? Nu, o să duce acolo lucrurile astea. Băi, el e bun asta, că poți lucra cu el, că da. Sunt mulți, dacă îi ții în graști, când îi scoți, greu îi ții, să sperie din mașini. Tare picai, netează tare. Din tren, a. Poți purta pereche, poți purta picai, stai. Și el a învățat mai mult în doi. În doi. Dar nu contează cum, domnul meu, mai mult de la. Da, dacă ai zis că îi da pereche la sur, da. Mereu. Se schimbă, se transformă când îl pui la haitor. Nu-i mai el. Liniștește. Da. Omul vede că s-o găti joacă, nu mai da, cu numai plimbare de căpăstru. E altă treabă. Astea sunt casele vechi, pe românești. Traseu de aici până când merg la Brodina sau... Da, da. Asta-i plăcerea mea să netează. Netează de cap. Mai zicea cineva, domnule, dacă nu îl aude cum netează, cât poate să fie. Iarna când e nin zăpadă așa și s-aud câinii când bat așa. Eu asta îmi las cu câte un ceas. Ciobănește ăștia, s-aud, au o voce așa că nu mă răsună. Mai ales care-s pe la deal, pe la... Da. Și ecou. Hai să arată, hai să arată. Asta. Cu sânge, care e de care e sânge sau de aia. Nu știu care e o problemă. Și altă casă bătrânească. Și șura din bârne te... Stratanești. Dai, 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 dai drumul. Ăsta e modelul de case din Bucovina, case vechi, din lemn. Casă, șura și fântână.
Dumitru Bălici, un sud de 3 ani, Radu, de la Vicău de Sus. Da, sare pe drum. Era hai taratu, hai taratu. Știi traseul, a? Da, traseul știi. Știi cum portul aici. Știi că se apropie de casă. Și lasă și uite cu multe de partea la ceva și 8-5 minute. Gata, un și nu, mă, ce să mai alerg? O dăm la... Știi că o dăm la pas și intrăm acasă. Hai, hai, hai. Calul cu minte. Omni cineva de la Horomni cu plâni și pe traseu a dormit seara pe faiton. Și-a coborât băitinelul cu faitonul încărcat cu pân, nici frâna, nimic, numai s-a trezit când a dat calul cu ăștia în poartă, acasă. Ai portat, ia ce zi. Da, da, bă, bine, atunci numai cu calul se lucra, nu? Era atâtea tractoare, baloți. Care ține un cal în pilotare. Trebuie să-ți placă, să ai... Să ai o pasiune pentru el, nu numai... Am de 25 de ani cai. 25 de ani? Băi, e mai sunt. 25 de ani. Adică am urat cai pentru 30. Ola mea e negri cu scurt. Ah. Asta-i. Vasile mai are ceva, frate? Are un negru. Un negru? O, ce tu, o, prânci, prânci, prânci. E la deal și la deal. Nu, ce tu, dar... Totuși e destul de aspru afară, e vreo 6-7 grade, cred că minus. Viștea! Am ajuns acasă cu Radu, din plimbare. Era țapă de perechi de sud, când îl aveai și ălaltă. Da. Era un pic mai greu pe aici. Să nu-l scape în livadă. Ăsta-i faitonul de plimbare. Ăsta-i dilem. Ăsta-i cât de lucra la pădure.
Asta e faitonul de... Asta mai mare. Două lemne. Faitonul de... lucrat la pădure. Mult mai mare, mult mai voluminos. Asta îl ții, care îl ții legat în garaj, de? Da. Nu, cu de-aia asta, că nu știu, a apărit odată, știi? A, dacă e de asta de matasă? Tot de pe e bun că ai făcut măcar geamuri abatabile la, la ușă, că sunt, sunt cuibă căldură mare. Termopan la graj, de? Ăsta-i capăstru. Și hamul aici afară, frumos. Asta, acela e de purtat, acela e de ținut, ai păduri. Da. Domnul Dumitru, ce să vă spun? Să fie sănătos, să aveți parte de el. Mulțumesc. Să vă bucurați, e un cal cu sânge, uite, frumos, îmi place cum merge. Și cățelul e pe viața lui. Da. Trei ani, ăsta cum mai e în puterea lui? Rău, e. Nu rupi, nu rupi! Cât de pescari? Trei ani, un ciobănesc. E rău. Cum îl trebuie? Hai duc de trei ani. Gata, hai. Hai, uite, au venit. Foarte cu minte. Un câine cu minte. Gata, hai. Plecăm.